mare. Ia. Mergem la Brașov. Uite la completă. Blană. Așa, rasul tău. Blană. Tu nu mănânci, mă, frate? Nu. De ce? La regim. Aoleu. Da? Tot trebuie să mănânci. Eu am mers cu Camara pe 29 mai. Da, ce frumos e la munte. Ți-a luat permisul? Da. Bă, adevărul că e bun. Bună ziua, Brașov! Sănătate, Brașov! Ce faceți? Mergem la fan meeting! Deci, aici ișa, nu? Da. Bună ziua, suntem în parc cu tractorul. Ți-a plăcut așa mult la noi la Brașov? Ioi, ce s-a adunat lumea! Bună ziua! Salut, salut! 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 Salut. Ce faceți, în primul rând? Bine. Bine și eu. Am venit să vă văd, să povestim, să vorbim, să discutăm. Am emoții. Se vede. Toată lumea are, nu? Sunt toți speriați de alții. Da. Cine e major pe aici, în primul rând? Puțin. Wow, am două persoane majore la family. Perfect. Perfect. E o treabă. Cum merge școala? Care este de la liceu de unde l-am prins pe Miclu? Știi cineva? Am fost acolo. Am prieteni. Ai prieteni acolo. Și la fel. Super, super. Bun, deci ideea este următoarea. V-am invitat aici la fan meeting, în primul rând, bine, sunteți tineri, dar poate aveți prieteni adulți, majori, doar prieteni. Noi vrem, știți că vrem să schimbăm legea, în primul rând, cu legea anti-grooming. Am găsit un băiat, el candidează ca independent la Consiliul Județean Brașov și vrea să ne ajute cu aceste demersuri. Și, în primul rând, vrea să ne ajute cu legea. Să facem o platformă unde să putem să facem o platformă unde să găsim voluntari care să ne ajute să strângem semnături pentru o inițiativă cetățenească, să strângem acele semnături, să putem depune proiectul în Parlament unde se schimbă legile ca să avem o lege anti-grooming. Vino în casă. Și da, uitați, Șerban Iulian, el este băiatul care vrea să ne ajute cu acest demers. El este candidatul independent în Brașov la voi, la Consiliul Județean. Primul de altfel. Și cam ăsta ar fi primul pas pe care vrem noi să-l lucrăm împreună. Al doilea ar fi el să ajungă în Consiliul Local și să poată propune un proiect, te rog cum o să dai mai multe detalii, să propunem un proiect prin care să înființăm la nivel de județ o organizație care se ocupe strict cu protejarea minorilor, fie de profesori, și nu de profesori în sensul rău, de profesori în sensul în care, în cazul în care se întâmplă vreun abuz, să fie prima instituție înștiințată la nivel de județ. Pentru că, ok, poate în Brașov rezolvăm din probleme, dar sunt probleme uitate de lume, departe. Avem județul mare, deci da, trebuie să ne asigurăm pentru tot, să fie o egalitate oarecum. Până la urmă, pentru asta militez în Consiliul Județean, să avem o oarecare egalitate. Pe lângă multe altele, strict cu Alexandru, subiectul ăsta vreau să merg. Bun. Deci ne-am cunoscut, am discutat despre chestiile astea, știe ce vreau să fac cu proiectul de lege, rezonăm pe aceeași chestie cu protejarea minorilor, schimbatul legii și în special aici în Brașov să înființăm această instituție, am putea să o numim? Da, o instituție. Această instituție unde tinerii pot raporta aceste abuzuri într-un mod anonim și pot fi investigate. Cum am avut cazul cu profesorul Micloș, de exemplu. Și mai este acum cazul cu celălalt profesor, nu mai știu cum îl cheamă, dar mai este un profesor de biologie, știu că da, tot la același liceu. Da, știu. Da. Pe 9 iunie, nu sunteți toți majori, dar cei care sunteți majori, sau aveți prieteni, sau familie, prieteni, whatever. Vorbiți cu părinții, vorbiți cu ei să ieșiți la vot și să-l votați pe el ca să ne poată ajuta cu proiect. Dacă nu cu părinții, cu The Cool Auntie. Da, cu... sure. Cam asta am vrea noi, adică ne-ar ajuta foarte mult dacă l-am avea pe el ca partener în Consiliul Local să poată să ne ajute cu aceste demersuri. Acum cu inițiativa noastră cetățenească, trebuie să strângem 100.000 de semnături ca să schimbăm o lege anti-grooming. Am încercat în Parlament, adică cei care mă urmăriți știți că am încercat în Parlament să discut cu o grămadă de partide, într-un final nu m-a ajutat niciunul. Mi-am pierdut timpul și au făcut puțină reclamă pe cârca mea și cam atât. În final nu m-au ajutat cu nimic. Așa că vrem să mergem pe mâna noastră, să strângem acele 100.000 de semnături și efectiv să depunem noi acest proiect în Parlament, să-l discutăm, să ajungă să fie dezbătut și poate, Doamne ajută, se va schimba legea și acești prădători putem să-i prindem mai ușor și să plătească așa cum trebuie. Cam astea sunt noutățile pe care vreau să vi le spun și unde e pus toalea Preda. V-am adus și un preloc, este, cum se cheamă, First Edition, nu le mai are absolut nimeni ca acesta și o să vi-l fac cadou.
Na, putem face poze. Dacă aveți întrebări, vă ascult toate întrebările și nu o să vă răspund. Mai avem nevoie de încă 10 județe pe lângă Brașov. Înțeleg că la București ai descurcat să spui 5.000 de semnături, ar fi aia problemă. Dar mai avem nevoie de încă 10 județe pe lângă. Dar deja nu am cunoștințe, spre exemplu. Pot adică dacă aveți prieteni din alte orașe și ar vrea să ne ajute cu inițiativa, o să începem prin vară, de ce am înțeles, dar o să începem puțin mai înainte să ne pregătim, pentru că avem doar 6 luni la dispoziție să strângem 100.000 de semnături. Adică efectiv totul este împotriva noastră, timpul este împotriva noastră. Cam atât, acum hai că știu că vrei să facem poze, așa că pe rând, cine vrea să facă poze cu cine vrea, hai, vină încoace. Top! Poftim! Are 18 ani! Ce ești tu asta? Wow! Ești super! Ce? Mulțumesc că ești super! Mersi! Hai, fac video! Da! Cu partea noastră! Poftim! Poftim! Hai, bună! Plăcere, poftim! Stai puțin! Mersi, salut! Ciao. Salut! Cum știu? Eu? Cum știu? Perfect! Ce părere ai? Este minunat ce se întâmplă aici. Ce părere! Alex, atunci trebuie să semnăm mic. Ce părere ai? Ce se întâmplă aici? Autografe pe... Vrei să-ți dau un autograf? Da, pe mână. Pe mână, pe te rog. Pe pom, direct. Mulțumesc, asta nu știu. Suntem toți aici? Uite, bună ziua! Eu am văzut din dumneavoastră cazul ăla din altă țară. Poftim? S-a fugit? Poftim. S-a fugit. Nu te mai vezi cu Vlad? Salut, salut, ce zici? Bă, dacă te-am văzut cu Daotul, de mi-a venit gândul la tine. Cred că te-am văzut cu Daotul sau ceva. Bună, bună! Bună! A răspuns pe... Salut! Justi, să-mi zilești tu la oameni? Mic acolo să avem. Avem și marca. Pregătit. Am venit de acasă cu el pentru tine. Hai să te scot. Par mult mai înalt. Da, 1.90 chiar se vede acum. Toată lumea acum am dat idee. Și pe ăsta... Măi, nu mă tratați ca pe vedetă, mă, să vă dau autograf. Atâta timp când suntem aici? Da, că suntem aici, că suntem fascinați. Poftiți! Crăciun! Mamă, de când voia! Alex! Salut! Da, imediat. Două secunde, să termin aici cu oamenii, cu semnatul. Făcut toată lumea poză că vreau să trecem la următoarea etapă. Da. Bun, hai să ne strângem tot aici puțin. Deci avem niște căni. Explică tu. Facem un concurs pentru că avem doar 6 căni cu jucătorul de berceni. Okay. Se încălzește și apare. O să punem niște întrebări de cultură generală. O să ne punem noi în fața aici, voi toți într-o linie aici. Cine ajunge primul la Justi după ce pune o întrebare și la atinge, poate să răspundă. Da, o să fie o distanță de 4-5 metri, nu contează. La tine. Ha? Și cum? Acum și tu. Și așa aveți șansa să câștigați o cană. Facem? Da. Perfect. Hai, noi ne punem aici, voi aici. Ce organ produce insulina? Da. Mamă, ce întrebări. Nici eu nu știu pe asta. Ce? Ce organ, nu știu. Pancreas? No. Pancreas? Care-s pancreas? Eu. Bravo! Nu știa. Tu știai, mărgi, ia zi, mărgi, știai tu asta? Bravo, nepoată. Care este cel mai mare deșert disipos din lume? Sahara. Felicitări. În ce oraș se află faimosul muzeu Louvre? Paris. Paris. Nu știu cine. Felicitări. Bun, acum băi. Asta a fost pentru fete. Nu sunt nici eu. Hai, băieți. Hai că noi suntem baza. Ce tip de particule subatomice transportă sarcina electrică negativ? Care este electron? Băi, mamă, ți-am întrebat. Din chimie. Măcar din biologie sau geografie. Mersi. În ce țară se află Taj Mahal? India. Egipt. Dubai. Care cine vine primul aici, India, Alia?
care ai spus mâine. Bine, mă! Și a fost și atent, ai spus mâine. Bine, mă! Bine, imediat, vedeți? Nu mai dormiți. Cum se numește un unghi de 120 de grade? Obtuz! Bravo! Bravo, bravo, foarte, că dintre ei doi, că au fost amândoi. A? Toți trei am zis toți trei. Toți trei la înveții, mă. Trântie foarte. Hai, două din trei. Deci faci 1, 2, 3 și, da? Ok. 1, 2, 3 și. Mă. 1, 2, 3 și. Băga-mi așa. 1, 2, 3 și. Bine, mă, băiatule! Bine, mă! Bine, mă! Bine! Bun, cam astea au fost cadourile pentru voi. Cor de steaua. A făcut toată lumea poze, a primit toată lumea breloc. Bun, haideți să facem o poză de grup, care vrea să facem o poză de grup.